veteran este foarte vechi. Încă din vremea romanilor, ostașul, care avea o vechime de 25 de ani de serviciu militar, era declarat cetățean roman și primea o împroprietărie. De-a lungul timpului, pe teritoriul vechii Dacii, voievozii români au cinstit vitejia ostașilor eroi prin împroprietăria și chiar ridicarea în rangul boierești. La un sfert de veac de la mobilizarea oștirii pentru războiul de independență, în care s-au sacrificat 10.000 de ostași din cei 58.700 care au constituit armata de operații, regele Carol, la solicitarea supraviețuitorilor, a promulgat un alt decret prin care s-a creat, în conformitate cu Convenția Statelor Europene de la Geneva, titlul de veteran de război. La articolul 2, în altul decret regal din 29 aprilie 1902, prevedea: pentru ca fiecare ostaș veteran să-i se asigură liniștea și ocupațiunea pentru restul de viață, îi se va pune la dispoziție cele necesare în acest scop. Ca stimulent pentru generațiile viitoare, se instituie onorantul titlu de veteran de război. Stimați telespectatori, cu ocazia sărbătoriei Zilei Naționale a Veteranilor de Război, l-am invitat în platou alături pe noi pe domnul veteran de război, în vârstă de 94 de ani, Damian Ursulescu, să ne spună câteva cuvinte, să ne povestească cum a fost în război, ce s-a întâmplat, ceva povești de acolo de la dumneavoastră. Uica, ne poți spune ceva din război? Cum s-a petrecut tot? De la început? Exact, de la început, da. Războiul s-a început în 1941. Noi, în România, am intrat în 41. Da. Așa, da. Și pe noi ne-au luat, ne-au învățat la prin militarie în 41, 42 și 43. Când ne-au corporat în 44, am fost pregătit. Așa, ați făcut pregătire, să înțeleg, da, nu? Da, pregătire. Deci câte luni ați făcut pregătire? Întâi ieri. Mm-hmm. 41, 42 și 43. Și în 44 ne-au corporat la regimentul și în Rufore, aici, în Rufore. Și după, în 20 mai ne-au corporat. Armistierea s-a făcut în august, în 23. Cu rușii, nu? Cu rușii, da. Atunci ne-au fi băgat. Ne-au băgat în război la Timișoara, contra nemților. Mm-hmm. Că în Timișoara a fost o divizie de nemți pregătiți ca să se ducă în Rusia, cum eram pe noi. S-a făcut armistierea, atunci pe noi ne-a băgat contra lor. Acum am luat-o din Timișoara. Adică, numai puțin, v-au trimis împotriva nemților. Da. Că odată ce s-a făcut armistierea cu rușii, v-au întors împotriva nemților. Băgat, așa, da, da. I-a băgat în Timișoara contra nemților. Am luptat cu ei din Timișoara, prin Arad, prin Pecica, Peregul Mic, Peregul Mare, până am trecut în Ungaria. Tot a fac contra lor. Când am ajuns prin Ungaria, au venit și rezervele din Rusia. Au venit și rufe când au fost. Uh-huh. Dar și ne-au făcut minuni cu noi nemții. Ne-au băgat în mură pentru noapte. Ați traversat Mureșul? Am traversat Mureșul. Ei s-au retras, cu mecheri, s-au retras, ne-au făcut loc ca să ne... anumit ca să ne bage în apă. Ați fost în bărci? Nu în bărci. Nu? Noi am fost trecut, când am trecut și pe bărci, era un pod de afară minat de ei. Și la mine, cum era, afară mi-am minat, am trecut peste pe podul ăla, ocupat poziție pe niște cucuruze pe acolo și când a fost în desară, au pucat contanguri pe noi pe acolo. Noi, eu credeam cu armurile, eu fost la mitraliere și eram puton de pucat înaintea noastră. Ofițerii ne-au dat ordine să nu stăm incețeni cu mitraliera la tank. De poveste. Am fugit tankul după noi pe acolo, care pe ne-am apucat prin apă. Apa până la susori. Ne-au trecut Mureșul, iar din coasă. Până noaptea am stat acolo, au venit atunci noi un escadron de branduri. S-au apucat să bată acolo, când ne-au văzut că s-au retras, atunci am trecut Ardoara. Ne-am dus după ei până am trecut Tisa în Ungaria.
la Tisa acolo, nu puteam să trecem. Nu puteam să trecem, că eram din, aveam amplasamenturi acolo. Deja băbăceau cu brandurile, că erau amplasamente betonate acolo. Și trebuia să trimeată noaptea agenți ca să vadă exact cum e terenul. Ne-au îmbarcat într-o noapte pe barcă, o grupă, să trecem, trecem la ei. Și când am fost la mică cu apii, ei ne-au simțit observatori, au dat cu niște pistoale de alea care fac lumină, știi? Așa, da, da. Rachete cu stele, să vede rachet. Ei ne-au văzut. Noi ne-am lăsat pe foale în barcă și ei de acolo din din. Pe noi, dar nu răni niciunul atunci. Că cum dădea, ne-am fost pe foale în barcă, barca din greutate era în apă. S-a lăsat, da, da. Și atunci gloantele trecea peste noi, a fac cum vine ploaia pe cuvântul, știi? Câți ați fost? Aproximativ? O grupă, tată. Și o grupă tată, cât conține? 9 pe cum 2, 11 pe cum 11. Da. Tată, care stă pe la metraliere. Da, da. Cât timp ați luptat în război? Am stat de... Trebuie că-ți povestesc până acum. Atunci ne-au lăsat, au zis că ne-au omorât. Apa ne-a dus puțin mai la vale, pe niște tufe, și ne-am legat de niște tufe acolo, iară. N-am mai putut trece de aici. Atunci au înșetat fiei cu luminile alea, cu pistoale, cu ce dădeau după noi. Am setat fie că până ne-am tras, că am venit iară pe băzit în din. După aia, la vreo 2-3 zile, au rupt fruntul nopciu. Au venit versus rezerva dinapoi, care era linia 3-a, care era momentul greu. Au bătut pe ei, s-au uitat că ei fie erau puțini, erau ei mulți, erau mai puțini ca noi. Fie erau lunetiști, toți specialiști, și ne-au dat cu arma maca, la sigur. Da, da, da. Ori țintit și ori și lovit. Pe atunci am trecut într-o noapte, iară fac cu bărșile, hai după ei, hai după ei pe Ungaria, tot așa s-a retras, până venire când am ajuns către Cesovașa. Atunci a venit și rufii dinapoi, dar nu a venit să meargă în linia întâi, numai în linia înapoi a noastră. Să fie protejați de voi, de liniile voastre, de români, nu? Ei nu, cât am luptat eu până în ianuarie, când m-a rănit, nu a venit pe linia întâi nici un rus. Numai înapoi, auzam că fac minuni, ne spunea ofițerii. Mă, hai, tu da înainte, vorbeau ei rusește. Adică doar vă împins de la spate, da, și da, nu... Da, la spate la noi, că ne băgă atât pe noi, că până am ajuns în Cesovașa, în Tatra Mică, acolo în Tatra Mare, acolo fac niște lupte grozavic, acolo m-a rănit pe mine, în Tatra Mare. Regimentul meu și mi-e rufori. Pe acolo a rămas în drapelul. S-a nimeșit pe acolo. Divizia întâi cavalerie, tata. Apoi dat Dumnezeu de m-a rănit acolo în Tatra Mare. Adică vedeți ca un lucru bun că ați fost rănit. Păi, ne-au rănit și ne-au trimis înapoi la un spital 15 campanie. Da. Nu mai știu localitățile prin câte am trecut. Păi din spital ne-au evacuat în țară, în spitalul ăsta la Lugov, așa că mai să fi terminat războiul. Da, numai puțin, Uica, o luăm puțin în urmă, da. De aici din Fărășești, de când te-ai născut, puțin viața de tinerețe, și apoi cum ai fost chemat și recrutat în armată. Păi, să luăm iarăși un pic așa, în ordine cronologică. Bine, am născut în Fărășești. Da, eu știu că eu le știu. Avem. Cei care ne urmăresc nu știu. Și câți au plecat cu dumneavoastră? Câți au mai întors? Dar cu începutul, așa, în ordine cronologică. Trei rânduri ne-au încorporat atunci, 40. În 43 au luat toamna, în noiembrie. Pe contingentul 43, în februarie, în 44, luat pe 44, și în mai 44 ne-au luat pe noi. Trei rânduri ne-au luat de pe lat atunci,
De aici, de la noi din sat? De la Pătăl, de Pătăl. Din zona asta. Ne-au corporat, ne-au pregătit ca să ne baze în Rusia, în locul. Da, și după aia s-au schimbat. După aia, în timpul ăla, vezi, când făceam noi aici pregătirea de plecare, s-a făcut amnistia. Atunci s-a schimbat treaba. Așa, și totuși, câți ați fost chemați din sat, de la noi, sau de pe zonă, dacă cunoașteți? Ba, din sat știu, că numai leatul meu a fost 11. Și câți v-ați întors? Noi am fost 5 în aeroport, 5 din sat. Și numai eu am scăpat. Toți au murit acolo. Aflat să spun că de toți morți. Aproximativ, da. Că știu. E pe biozi, pe luncă. Ai fiul de-a frate. 13 copii. Toți tineri. Cam în ce vârstă? Aia cât au mers prontul din Timișoara până în s-au gata. Nu, aproximativ, adică la 20 de ani, 30, da, cam tineri, nu? Așa, tezi numai de la 9 pe la 22. A, deci chiar în floarea vârstei, da. Numai de aceea, că el alții erau duși în Rusia, ei mai... Mă, aștia trei contingente, care au fost ei mai tineri. Așa. Au rămas pe acolo, așa. Da, așa. Trupurile n-au fost trimise înapoi acasă, trupurile lor. Nu. Acolo îi strângea inimort Lisandru lui Ilie. În 17, în trei fanțuri, făcuți, știu, la alții ca loca, o comună acolo. 17 copii au fost dat atacul nemții aia, în ziua dimineața de anul nou, 45. Dimineața de anul nou, 45, au dat ei nemții atacul. Atunci i-au omorât aia, vă dau alte oare cât a ținut atacul. 17, numai de la noi, deși pe din restul, din 2 rufori, din 3 rufori, tot așa. Eu s-a mormântat acum în 3 franțuri. Cum a fost? Îmbrăcat cu tetul. Nimeni nu mai ținut cum. Adică scria pe un stil pe acolo numele. A, deci a spus, a listat pe toți, nu? Da. Care au murit. Și s-au ales cu un statut de eroi și gata, s-a terminat. Atât. Da, v-ați mai întâlnit cu alți veterani de război? De când v-ați întors? Păi m-am întâlnit, numai nu. Și ați mai stat la poveste? Povestiți despre ce s-a întâmplat? Nu mai povestiți, nu m-am zis că a murit. Unul a fost atunci în Băghei, în vara mea. L-a murit. Am avut... A fost la 17, nu a fost cu noi. Din regimentul meu nu mai știu veteran, pe nimeni. Ați venit, ați plecat mult și v-ați întors singur și v-ați trăit cu toate poveștile de groază, să spun așa, din război. Singur. La noi nu mai fost. O mai pot, dar mă nu din regiment cu mine. Așa, ne spuneți, vă rog, ce exact, nu neapărat ce grad, dar ce ați fost? Am înțeles că ați fost soldat, nu? Și cu ce fel de armă ați folosit? Că mi-a spus mai înainte, la un moment dat. Pufcap, metralieră. Explicați mai multe să înțeleg și eu ce fel de, ce ați făcut, care a fost rolul dumneavoastră exact. Pufcap, metralieră, la metralieră, trăgător. Am înțeles asta, dar n-a spus că ați mers în urmă, n-a spus chiar în... Nu, linia întâi era cu arme. Exact, asta, să-mi explicați puțin cum ați fost aranjați, pentru că eu nu știu, eu nu sunt din domeniu. Linia întâi, dar nu la distanță, 120, dacă mult. Era cu armele ufoare, atunci eram noi metaleriști, în urma noastră era brandurile. Eram de 81, branduri. La patrulea linie era anticarul, turnul anticar. Așa, da. Dar noi numai cu cai, că atunci nu erau mașini, ca cu armata, n-aveam mașini atunci. Deci caii trăgeau tunurile, să înțeleg, și alimente și tot... Cu cai ne aducea cu muniții, cu cai ne aducea mâncarea. Din sară în sară, când m-am plecat și de la Timișoara, până când m-a rănit, numai din sară în sară mâncam. Zoa, nimeni nu se putea băga cu mâncare pe poziție la noi. Cum îi ia chita. Ce mâncați? Ce vă aduceau de mâncare? Ne dădea, tăia animale, tăia voi, tăia ce prindea pe acolo. Exact, și care era un meniu cât de cât? Mâncare dădea bună.
Bun, pe lângă carne, ce mai aveți? Pâine. A, deci carne și pâine, în da. Principal. Dulciuri aveați ceva? Ne dădeam toată sâmbătă noaptea, un fel de, cum se spune, cum îți biscuiți acum, îi spunea țâbac. Țâbac? Da, pâinea de război. Dar trebuia să ținem în raniță în caz de, că nu se mai poate băga cu mâncare, să o avem rezervă. Ne dădea bomboane toată sâmbătă noaptea, câte un pahar de băutură, vin sau... Ne dădea mâncare, că era, din zânză era tot mai puțin. Tot, a, da, da, așa e. Mâncare dădea pit. Ați fost răriți. Când am plecat, eu rănit, doar din divizia noastră, mai erau vreo 300 din 3.000. Din 3.300? 3.000 ca să suciu pe la început, când a fost toată divizia. 300 am mai fost pe-a. Cum munță tatăl acolo. Pe-o dat, a dat lista cu cât sunt mormântați în Ceoslovașa de acum din războiul ăsta, militar român, peste și nimic. 5.000? Nu m-am Ceoslovașa, cât o fost războiul ăsta. Da, a spus că ați fost răniți, dacă se poate să ne explicați episodul clar, cum ați fost rănit și unde, mai exact. Ați fost împușcat în mână, ați spus înainte, da, da. În mână a venit, am luat. Da, da, exact episodul, cum s-a întâmplat. Păi ne deplasam și cum trebuia să câștigăm teren, ca să nu ne vadă, știi, inamic. Pe altul loc trebuia să ne ducem pe poale, teriu. Trăiam propriu-zisa, că mitraliera se desparte în două. Eu eram cu propriu-zisa. Cam cât e de mare mitraliera? Are 20 kg. Nu mă împărțam în două. A fetul dușea avutorul meu, încărcătorul, și eu dușeam propriu-zisa. Și cum? Cam după două, cum mergeam acasă. Am simțit că mă arde acolo. În mâna stângă, în nu? În mâna stângă. Am scăpat propriu-zisa. Am mai făcut câteva fapt pitit, am și pus să mă dor. Atunci puse-l-o sub ofițer, că era cu noi acolo, pe foale. Domnul să zic, pe mine m-a rănit, cum? Păi venit gronțul, dar s-a oprit pe mână, știi? Cum a fost un lucru de la... Pe zisă, un lucru de lemn care îl ridicam și cu aia ținea pe zisă, că aia e greu. Da, da, da. Ca cum țin găleata, zic. S-a oprit în lemnul ăla. Mai aveți semn? Mai. Da, da, uite că se vede. Dacă arătați puțin spre cameră, uite așa. Nu știu dacă se vede, dar aici e. Da. Da. Aici am mai avut pe ce? Să cunoaște? Nu știu, eu nu văd. Nu? Nu se mai vede aici țără. Ba, cred că e un pic, da. Da. Dar acolo ce s-a întâmplat? A fost o schive de perforat. Da, aia în alt moment, înainte să mă lovizea mâna. Nu, până aici, așa nu a fost. Un pic a fost casca apărătoare. Așa. Acum a perforat casca, m-a... Zgâriat într-un da, fel, da. Da, nu s-a văzut, dar mâine a stat, m-a băgat iar. M-a pele așa o fost. Dar trebuie că se vede cum o fost. Da, probabil, da. He. Un pic se vede, da. Om să nu. Te zăvat. Așa, și după ce v-ați dat seama că ați fost lovit, rănit, ce ați făcut, ce s-a întâmplat? Păi, dispăcură, sub ofițerul, trasa de mănușa, și ce nu-și băgat seama că glonțul a fost acolo. A, ori crezut că a trecut de tot. Da, a trecut și-o dus, nu știu de ei. Mănufă, masini de borândău. Bombdășiții, bărbățeafte și... Vezi, au fost picioarele bune. Taiu. Până la postul de ajutoare și acolo. Era un protonier, ce era un doctor, știi, la primul post de ajutoare. Da, da. Al nostru, unități. El distrăcut de acolo și prin acolo, mă, păcă, spală cu oxigen de-ală, spălea sângele, când acolo glonțul e acolo. A fost oprit în urucul ăla. Da, da, da. Și nu s-a dus. Mă pălțase cu niște clepsi și spălea acolo rana. Mi l-a dat, a trebuit să mă duc cu el pe la prima ambulanță acolo, la Maiorul. L-a cercetat, vezi cum.
Să vadă ce glonție, acuie. Da, da. Glonzi de la galben, de-a neamță. Uh-huh. Să cunoștea cum o efect, știi, era bolit. Uh-huh. La spital l-am adus acasă. Și când arse ca soța da, în da, porcă, da. Uh-huh. Atunci nu l-am mai găsit, că pot să-mi tompozi fără acum. Uh-huh. La fapt, și unde ați mai fost rănit? Nu neapărat la război, că... Nu, n-am. În 94 de ani? Ca după aia vezi acasă, ce m-am rupt în pișor. Așa ne spuneți cum? Pe vai de mine. Pe greșeală, da. Păi, de obicei așa ne lovim, din greșeală, da. Hai și-mi făzit, mi l-a rupt. Am dat cu genunchile de o dungă de aia, de o dreaptă. Cu un propel m-a cumpărit de la rupt. Că aveam biletele de gratuit la... Da, da, da. Și el a venit din Tomești, a dușea până, nu știu, până în Golf, să-mi fă vină apoi. Eu zic, mă duc la terapeut. N-am bizat biletul, că nu venise doamna care plăcea. Așa punea ștampila. M-am dus la el la autobuz, că pleca. Păi ce n-ai vizat? Păi zic, cu ce nu fost venite? Du-te repede, că acum vine uite. Și eu, ducându-mă din fugă, am plecat și am dat cu genunchile de-o dungă de azi, mei bă. Un pișor. Nu e amuzant, adică noi râdem, dar nu e amuzant acum, că bănesc că va duru bine. A cui fel, uite. Exact, și au chemat ei ambulanța atunci sau ce s-a întâmplat? Nu, m-au dus. A fost și spitalul. Da, da, dar totuși, cine a anunțat spitalul că? Păi aia de-a fi, de-a venit. Ah, la... da, da, da. De la autogară, da. Au că venit așa după mine, cât 100 de pași. Și șoferul ce a mai zis? S-a zbumit-o repede? O plecat, nu? O plecat, când au văzut că... ce mai... Ați mai fost lovit de-a lungul vieții pe undeva? Asta am mai fost o lovit, dar nu... Nu vânătăi simple, așa, vreo operație, ceva? Am avut operație, că... Uh-huh. Căpătat în război, elinie. Făcut operație. Uh-huh. Trecut, multe. Da. Și cum vi s-a părut experiența din război? Cum ați ieșit de acolo? Zelea să nu mai fie, să nu mai ferească Dumnezeu. Uh-huh. Să nu mai vine zelea lucru. Atâta copil tânăr. S-a nimisit pe acolo. Da, am primit ceva informații în care spun că în prezent mai sunt doar 11.500 de veterani în viață. Da. Și majoritatea ajung la 100 de ani. Aia. Din câți ori fost, câți au luptat și au mers în război atunci. Doar atunci mai sunt. Aia pe toată țara. Da, da, 11.500. Ce mai este? Păi mai sunt, că bătrâni toți și ajung și la 100 de ani. Dar totuși țara e mare și uite cum am uitat în jur, sunt doar câțiva din localitate, adică la Făget ești metale, cred că la Românești mai avem aici în Dumbrava. Am avut în Poieni, dar cu vreo lună în urmă a murit. Mi-a spus, mă rog, mi-a da, spus cineva. Știu, i-am fost. Cred că a fost Ion Birescu. Ion, nu știu cum. Îl știu, acum mai bătrân ca mine. Da, probabil, da. Stimați telespectatori, vom lua o scurtă pauză publicitară și vom reveni la povestea lui Cadămian în câteva minute.